Tot ce am să vă spun, nu am să vă spun în calitate de deputat sau membru vreunui partid, am să vă spun în calitate de cetățean care, așa s-a întâmplat că m-am preocupat de această problemă încă din, nu, convențional vorbind, 13 octombrie 1989, când am fost ales vicepreședintele Sfatului Frontului Popular, responsabil de relațiile interetnice. Respectiv, Comratul și Tiraspol erau deci punctele pe care le frecventam și unii mă țin minte acolo și în prezent. Cristian, practic, și mi-a ușurat și mi-a complicat problema. Eu am vrut să arăt mai deștept, spunând că originea conflictului transnistrian trebuie să le căutăm la 16 mai 1812, în tratatul cel între Imperiul Otoman și Imperiul Rus, în urmă căruia a fost cedată Basarabia. Dar, cu adevărat, haideți să trecem peste faptul că să ajungem la ceea că Rusia Sovietică, ulterior URSS, n-a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu România și în 24, la 12 octombrie, la Harkiv, a fost proclamată crearea Republicii Moldovenești Autonomii Sovietice Socialiste în componența Ucrainei. Deoarece trebuie să știți că acel tratat unional care a fost semnat la 30 decembrie 1922 și toate cele trei constituții a Uniunii Sovietice, ultima din 77, deci porneau de la ideea că Uniunea Sovietică este o federație constituită din republici unionale care au dreptul la autodeterminare până la ieșire din componența URSS. Poți investi în produsele Agora prin a deveni membru al comunității noastre. Cu doar 48 de lei pe lună, ai șansa de a deveni un susținător activ al presei independente. Ferește că acest drept era absolut fictiv, până la tentativa lui Gorbaciov de a democratiza acel monstru care s-a destrămat în 15 state noi, conform principiului, baza căruia a fost Uniunea Sovietică constituită, Republici Unionale. Și cât privește Republica Moldovenească Autonomă Sovietică Socialistă, în componența Ucrainei, dacă vă uitați pe hărțile oficiale ale Uniunii Sovietice de pe atunci, atunci frontiera era trasată nu pe Nistru, ci era trasată pe râul Prut și teritoriul între Prut și Nistru era hășurat drept teritoriu aflat sub ocupația românească temporară. Inclusiv în stânga Nistrului se promova acea idee că există o parte a națiunii moldovenești înflorește pe malul stâng al Nistrului, iar cealaltă parte a națiunii moldovenești geme sub jugul român boiar-mășieresc în dreapta Nistrului. Și inclusiv în stânga Nistrului, pe lângă faptul că sarmanii locuitori din stânga Nistrului au trecut și prin Holodomorul din Ucraina, deci se practicau acele teorii de coinventarea limbilor, etc., etc. În 36, dacă nu greșesc, temporar chiar s-au trecut la grafie latină, dar știți de ce? Nu că se căuta originea română a limbii moldovenești, ci în urma faptului că în Uniunea Sovietică domina teoria aberante a Revoluției Mondiale și trecerea la grafie latină trebuie să ușureze comunicarea cu proletariatul din toate de pe glob. Dar experimentul cel n-a durat mult. Și revenim la pactul Molotov-Ribbentrop, 23 august 1939, nu pactul Molotov, ci secret, protocolul cel secret, unde Uniunea Sovietică și-a exprimat interesul asupra Basarabiei. Și aici este foarte interesant să ținem cont de următorul moment. La 26 iunie 40, Uniunea Sovietică a înaintat un ultimatum adresat în mâna ambasadorului României Davidescu, în care scria următoarele. Puteți să verificați memoria căutând pe internet că în 1918 România regală, profitând de slăbiciunea militară temporară a Rusiei Sovietice, a anexat teritoriile populate preponderent de ucraineni. Prin urmare, la 26 iunie 40,
Uniunea Sovietică încă avea intenția doar să reanexeze acest teritoriu, incluzându-l în componența Ucrainei. Și dacă această intenție ar fi rămas neschimbată, зараз ми би спілкувалися щирою українською мовою, будучи в Україні. Деваріче, репет, республіче для автономії, навіл нічон дрехла автодетермінарі. Чечі сон даблад, де екземплу, он каже, Джорджії, пенем дову за шапти, дак ну грешеск, Абхазія, ра република уніонали, пірми Сталіна трансформатором република автономим компоненця Джорджії, ще ати деїч со іскат деїч. Аста є істим фактор, каре а контрибуїт ла conflictul din Georgia. Cât privește, revenim la Republica Moldova. La 2 august 1940, la Moscova, au fost adoptate lege cu privire la crearea Republicii Unionale Sovietice Socialiste Moldovenești. Prin urmare, noi, cei din Republica Moldova, Republica Moldova este succesoare de drept a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în componența URSS, care a fost proclamată la 2 august 1940. Cu Ștefan cel Mare noi avem mai puțin comun, dar suntem un fel, un stat circumstanțial, cum spun eu. După cum putem constata că populația de pe ambele maluri ale Nistrului n-a fost consultată pe durata celor 200 de ani, sub niciun fel, niciun aspect. La 4 octombrie 1940 au fost definite frontierele noi Republicii Unionale și aici zice lumea că în componența Partidului Comunist al Uniunii Sovietice era puternic lobby ucrainean și drept urmare în componența noi Republicii Unionale au intrat doar 64% din teritoriile reanexate la 28 iunie 1940. Inclusiv asta se referă la Basarabia de Sud, unde locuiau bulgarii și găgăuzii, și frontiera între Moldova Sovietică și Ucraina Sovietică a împărțit arealul unde locuiesc aceste două etnii. Deci majoritatea găgăuzilor au rămas în Republica Moldova și în regiunea Odessa și populația bulgară invers. Orașul Bulgrad este în regiunea Odessa. Cât privește malul stâng, din fostele 14 raioane de pe malul stâng, în componența Republicii Moldova au intrat, mi se pare că doar 6, inclusiv prima capitală a Republicii Moldovenești Autonome Sovietice Socialiste, orașul Balta, au rămas pe teritoriul Ucrainei. Eu sunt consecința încă vie a pactului Molotov-Ribbentrop, în sensul celor că părinții mei s-au născut în România, în satul Vâncicăuț, pe malul Prutului. Eu m-am născut în același sat, dar deja era Radianska Ucraina. Dar aici trecem la următoarele. Care au fost politicile promovate de Centrul Unional? Pentru început a fost instaurată cortina de fier de lungul Prutului. Orice comunicare, doar în anii 60 au apărut primele precedente de contacte, dar erau foarte strict limitate și controlate, inclusiv la KGB-ul local era secția 5-a care se ocupa de naționalism românesc. Deci cortina de fier de-a lungul Prutului, implementarea românofobiei în mentalitatea populației este un factor foarte important dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în anul 91-92. Deci schimbarea premeditată a componenței etnice a populației, da, și deci promovarea acestei teorii că este națiune moldovenească, neromânească, care vorbește în limba moldovenească, neromânească și în grafie latină. Deci, dacă se trecem la conflict propriu zis, în Uniunea Sovietică o poziție separată aveau cei ce spunem noi țările baltice, Lituania, Letonia și Estonia. Aceste trei republici unionale au fost anexate în 1940, însă, înainte de 40, ei au avut, spre deosebire de Basarabia, care era în componența României, ei au avut precedente de statalitate. Mai mult, anexarea lor
n-a fost recunoscută de comunitatea internațională. Mai mult, populația acestor republici unionale era unită prin sentimentul că ei sunt ocupați. Exista memoria statalităților antebelice. Era o poziție față de ideologie comunistă, dar chiar și comuniștii din țările baltice erau un pic alții decât cei de la Moscova și din Republica Moldova. Aceste popoare aveau diasporă influentă în țările democratice, inclusiv, nu țin minte în care stat, pare mi se că în Lituania a fost ales un președinte cu cetățenie americană care a luptat împotriva Uniunii Sovietice, adică oamenii de altă factură decât foștii membri al Comitetului Central al Partidului Comunist al RSS Moldovenești, care au fost la noi președința Republicii Moldova. Și când ambasadorul american, ultimul ambasador american în statele, în Uniunea Sovietică, a vizitat Chișinăul în anul 90, deputații noștri din Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice i-au reproșat de ce Statele Unite nu tratează cazul Basarabiei de rând cu țările baltice. La ce ambasadorul american a răspuns foarte sec. Cazul Basarabiei este o chestiune internă a Uniunii Sovietice. Da? Și iată că în Uniunea Sovietică a fost demarată la 20 martie 85 politica de perestroică. Această perestroică a ajuns la noi cu o mare întârziere, de vreo 2-3 ani, doar în anul 1988 au început așa niște procese de liberalizare a atmosferii în RSS moldovenească și trec nemijlocit la evenimentele mai aproape de conflict. Vreau să subliniez un moment fundamental. Primele alegeri democratice în Sovietul Suprem al RSS moldovenești, care ulterior o să-l numim Parlament, au avut loc la 25 februarie și 10 martie 1990. Era sistem majoritar în două runde și din această cauză e vorba de 25 februarie și 10 martie. Acele alegeri s-au desfășurat pe întreg teritoriul RSS moldovenești. Deci acel Soviet Suprem era perfect reprezentativ. Și din stânga Nistrului, de exemplu, au fost aleși, dacă nu greșesc, vreo 64 de deputați din numărul total de 380 de circumscripții, dar în realitate au fost aleși doar 367, deoarece în unele circumscripții din prima tentativă nu s-a reușit și pe urmă lumea a încetat să iasă la alegeri și am rămas cu 367 de deputați. Inclusiv în circumscripția numărul 125 a fost ales un oricare Igor Nicolaevici Smirnov, născut la 23 octombrie 1941 în Kamchatka și care în 1987 a fost trimis de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice în calitate de director la uzina electromașină de la Tiraspol. Și acel Soviet Suprem, Parlament, quasi unanim o votată, de exemplu, guvernul în frunte cu reprezentantul Frontului Popular, domnul Mircea Druc. Doar un deputat, care îi spune Valentin Crâlov și pe care încă mai puteți să-l întâlniți pe străzile Chișinăului, s-a abținut. Restul, toți, și cei de la sud, și cei din stânga Nistrului, au votat unanim guvernul condus de reprezentantul Frontului Popular. Inclusiv la 27 aprilie 1990, când americanii au lansat în cosmos telescopul Hubble, acest parlament a votat tricolorul, care nu știu de ce seamănă foarte mult cu cel de peste Prut. Ei, mă rog. Problemele au apărut după 23 iunie 1990, când Republica Moldova a adoptat declarația de suveranitate. Acea declarație nu constă nimic ieșit din comun, deoarece atunci Uniunea Sovietică, mai bine zis, Republicile Unionale, treceau prin așa zisă parada a suveranităților. Dacă țările baltice au declarat că noi în genere plecăm,
prin celelalte republici unionale a trecut valul adoptării declarațiilor de suveranitate, unde se proclama superioritatea legislației locale asupra celei unionale, etc., etc. Dar în același timp, Mihail Gorbaciov încerca să salveze Uniunea Sovietică prin resetarea ei, procesul de la Novogoriova. Și ideea era că republicile unionale să semneze un nou tratat unional, mai liberal, mai democratic, și pe această cale Uniunea Sovietică să fie salvată. Și pentru a forța Republica Moldova să semneze acest tratat unional înnoit, a fost utilizat separatismul. La 19 august 1990, la Comrat, Congresul Deputaților de toate nivelurile a proclamat independența față de Republica Moldova și a fost proclamată Republica Găgăuză și s-au adresat Centrului Unional cu rugămintea ca ei să participe la semnarea noului tratat unional. Și iar la 2 septembrie 1990, la Tiraspol, același congres al deputaților de toate nivelurile a proclamat Republica Moldovenească Nistreană Sovietic Socialistă în componența URSS. Și când deputații noștri unionali s-au dus la Anatolie Lukianov, președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, cu reproșuri, ce se întâmplă? Anatolie Lukianov a răspuns foarte sec și clar. Dacă semnați noul tratat unional, aceste republici dispar. Dacă nu, puteți să plecați, dar fără aceste teritorii. Aici eu vreau să atrag atenția la un moment, mă rog. Dacă luăm Constituția din 1977 a Uniunii Sovietice, acolo este articolul 78, în care se spune clar că frontierele Republicii Unionale nu pot fi schimbate fără acceptul ei. Prin urmare, proclamarea acestor pseudorepublici era ilegală chiar și din punct de vedere a Constituției Uniunii Sovietice, nemai vorbind de ceea ce se întâmpla în Republica Moldova. Inclusiv așa noțiune ca Congresul Deputaților de toate nivelurile este o aberație. După această proclamare a Republicii Moldovenești Nistrene, au început niște procese care se desfășurau în modul următor. Pe malul stâng a apărut factorul violenței. Această pseudorepublică a început să exercite presiuni asupra celora care se opuneau ideii separatismului. Și eu vreau să vă spun despre un moment trist. În urma evenimentelor din 1991-1992, circa 25.000 de persoane au fost nevoite nu să se refugieze, dar să se strămute, persoane intern strămutate de pe malul stâng, pe malul drept, deoarece în stânga Nistrului ei riscau să-și piardă viața conform, deci în urma faptului că criteriul etnic și se opuneau separatismului. Și aceste 25.000 de persoane au fost date uitării și ignorate de statul moldovenesc și problema revenirii lor nici când n-a fost pus pe masă de negocieri. Dar a apărut violență. A apărut presiune asupra celor structuri și instituții care refuzau să treacă sub jurisdicția așa zise republici. O bună parte din deputații Parlamentului Republicii Moldova, care au fost aleși de pe malul stâng, continuau să participe la lucrările Parlamentului, însă la întoarcere acasă ei erau supuși teroare psihologice, amenințați, deoarece ei erau tratați ca trădători care, deci, participă la lucrările Parlamentului Republicii Moldova. Și aici a început inclusiv procesul de militarizare, a apărut și componenta militară. Ce am eu în vedere? Malul stâng este constituit 12% din teritoriul Republicii Moldova. Pe atunci erau 17% din populație, aproape 40% din potențialul industrial al RSS moldovenești era concentrat în stânga Nistrului, dar
Tot la Tiraspol era statul major al armatei a 14-a, Uniunii Sovietice, o entitate militară foarte puternică care trebuia să lupte împotriva flancului de sud-vest al Alianței Nord-Atlantice. Inclusiv în stânga Nistrului, mulți ofițeri din aceste unități militare, când plecau în rezervă, preferau să rămână acolo. Deci, deoarece clima confortabilă, fructe și vinul ieftin, etc., etc. Și aici, ca să mai fac o remarcă, ultimul recensământ în URSS a fost realizat în 1989. Conform datelor acelui recensământ, populația din așa zisă Transnistria era circa 750.000 de locuitori, la Tiraspol era 180.000 de locuitori și doar 17% din ei se declarau moldoveni. Dar și moldovenismul lor era foarte relativ, dat fiind faptul că în stânga Nistrului, îndeoseb de grave erau consecințele politice de implementare a românofobiei. Dacă să nu uite de factorul militar, în stânga Nistrului, la întreprinderile industriale, unde era concentrată lumea și era ușor de ghidat, acele colective de muncă, au început să apară detașamente de apărare, autoapărare teritorială. Și ofițerii din armata a 14-a formal treceau în rezervă și treceau în aceste detașamente. Inclusiv de pe depozitele armatei a 14-a a început procesul de distribuire a armamentului și munițiilor. Inclusiv, deci deja violența a devenit instrumentul principal de preluarea sub control a situației de pe malul stâng. Și aici eu vreau să spun că acum este popular termenul de război hibrid. În 1991-92 nu cunoșteam asemenea termen. El a fost apărut, dacă nu greșesc, în 2010 într-o publicație de la SUA, dar nu contează. Pe atunci e greu să vă imaginați azi, era un singur canal de televiziune și atât prin acel singur canal de televiziune insistent se promova ideea că Republica Moldova pleacă în România și respectiv pe acest fundal, ținând cont de politicile de românofobie care au fost promovate de Centrul Unional, în stânga Nistrului, cum se spune, au apărut sentimente eschatologice. Lumea se aștepta la sfârșitul lumii. Mamele erau gata să-și tremate ficiorii, să ucidă și să moară, numai să nu se trezească a două zi în alt stat. Astăzi eu spun niște lucruri care la prima vedere sunt absolut paradoxale. Dar dacă să revenim la, să ne aducem aminte de atmosfera de pe atunci, așa era. Așa a reacționat Homo Sovieticus cu specificul local din RSS moldovenească la provocările legate de libertate nemeritată. Eu lucram la Mold Press, director adjunct, când la 2 noiembrie 90 au fost primele jertfe pe podul peste Nistru, și doi corespondenți de la Associated Press au plecat încolo să filmeze, să fotografe. Ei erau etnici români. Vorbeau între ei în engleză și unul când a înțeles unde a nimerit, scuzați-mă de detalii, a făcut pipi în pantaloni. Deoarece el a înțeles că dacă el ar fi fost depistat în calitate de etnic român, el ar fi fost sfârșiat acolo în bucăți. Nu. Astăzi, fierul uzat din România și mai de mulți ani pleacă la uzina metalurgică, gazul rusesc contribuie, adică banii numeroase, dar atunci așa era atmosfera. Și dacă deschizeți site-ul ng.ru, nezavisima gazetă, acolo până în prezent publică articole doamna Svetlana Gamova. Doamna Svetlana Gamova în 89 locuia la Chișinău.
Și eu, fiind în frontul popular, nu înțelegem cine e doamna asta care scrie articole atât de provocatoare despre frontul popular, despre intențiile noastre. Da, doamna Svetlana Gambo s-a cărăbănit la Moscova și continuă să scrie articole conform acelui călăpod, care astăzi se numește război hibrid, elementul războiului hibrid, la comanda FSB-ului. Și iată, această, pe fundalul acestei psihoze au fost distruse fragile structuri de stat în stânga Nistrului, oponenții separatismului au fost nevoiți să se strămute pe malul drept. Da, au rămas școlile cu predare, cum spunem noi, în grafie latină, de parcă o singură limbă pe glob pământesc se predă în grafie latină, adică utilizează grafie latină. Dar deci structurile de stat a Republicii Moldova practic au fost distruse. Firește că Republica Moldova depunea eforturi pentru schimbarea acestei situații. Da, noi nu avem armată. Singura categorie de persoane cu armă ușoară în mână era poliția. Dar totuși conducerea Republicii Moldova a reușit să atragă atenția la această situație anormală și la 4 și 17 aprilie, dacă nu greșesc, la Chișinău, au avut loc întrunirile patru latere ale Ministrului Afacerilor Externe Republicii Moldova, domnul Nicolae Țiu, Anatol Zlenko din Ucraina, Andrei, din Rusia, da, și Andrei Năstase din Preanăstase din România. Acest format a elaborat documente în baza cărora se întrezărea soluționarea pașnică a problemei. A fost instituit mecanismul de observatori militari quadrilater, adică România, Ucraina, Rusia și Republica Moldova în zona de stâng. S-a făcut un supraefort și cu participarea majorității deputaților din stânga Nistrului, care au venit la Chișinău, a fost la 16 iunie adoptat un document de către Parlament, care teoretic contura calea juridică de soluționare a conflictului, ceea ce nu-i convenea Moscovei. Și drept urmare, la 19 iunie 1992, în Bender a fost organizată o provocație, a fost atacat postul de poliție din Bender, oponul nostru a deblocat postul de poliție și la acel moment conducerea Republicii Moldova i s-a creat impresia că acest succes poate fi dezvoltat și în orașul Bender s-au întețit luptele între cei ce reprezenta Republica Moldova și cei ce era de partea regimului separatist, cum spunem noi. Cine era de partea regimului separatist? De exemplu, Nevzorov era în stânga Nistrului, Rogozin era în stânga Nistrului. Au venit detașamente de cazaci din restul teritoriului Uniunii Sovietice. Luptau naționaliștii ucraineni, Dmitro Korchinski, împreună cu cazacii ruși, ca să nu vadă pe malul stâng pe români. Dar luptau unitățile acestei paramilitare, înzestrate cu armament din depozitele armate a 14 din stânga Nistrului, dar principalul s-a implicat în nemijlocit armata a 14. La 1 aprilie 1992, Boris Yeltsin, președintele Rusiei de pe atunci, a semnat decretul numărul 320, prin care au fost trecut sub jurisdicția Federației Ruse unitățile militare ale fostei armate a 14 din stânga Nistrului. Dacă din dreapta Nistrului unitățile militare, bună parte din ele s-au cărăbănit, inclusiv cu armamentul cel mai performant din stânga Nistrului, n-au plecat nicăieri și fiind trecut sub jurisdicția Federației Ruse. Și aici eu vă propun, așa ca să memorizați poate,
La 14 decembrie 1974, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat rezoluția numărul 33 paritare. Și atât acel document, care a fost adoptat în 1974, perfect descrie agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova. Aceleași concluzii puteți să le găsiți în decizia Curții Europene în cazul grupului Lașcu versus Republic of Moldova în Drașa, din 7 iulie 2004. Și, deci, asta este realitatea. Federația Rusă a atacat Republica Moldova, la podul peste Nistru au fost lupte reale cu tancuri, cu artilerii din partea Republicii Moldova. Aparatorii noștri au fost împușcați în spate de pe zidurile cetății de la Bender, etc., etc., ca de obicei. Haos, atrocități, sânge, crime și tragedii. Și drept urmare, Republica Moldova a fost învinsă. Și această victorie a Federației Ruse este fixată în documentul semnat la 21 iulie 1992, acordul cu privire la principiile soluționării pașnice a conflictului în raionele de est ale Republicii Moldova, semnat de Boris Yeltsin și domnul Mircea Snegur, președintele Republicii Moldova. Acel acord a impus, așa zisul, format unic al operațiunii de menținere a păcii, ce am în vedere unic. Acolo, acordul prevede că unitățile militare din operațiunea de menținere a păcii sunt trilaterale. Republica Moldova, Rusia și așa zisă Transnistria. Prin urmare, acest acord legalizează existența acestor unități paramilitare. Controlul asupra aceste operațiuni de menținere a păcii este realizat de Comisia Unificată de Control, unde deciziile se adoptă prin consens. Prin urmare, Republica Moldova este în fața frontului comun al Rusiei și marionetelor rusești de la Tiraspol. Și asta este, să spunem așa, faza care s-a încununat cu înfrângerea militară a Republicii Moldova în urma agresiunii Federației Ruse. Mai departe, eu îmi trec la niște lucruri mai triste, nu știu de cât timp mai dispun. Haideți să încercăm să dăm o definiție. Ce înseamnă conflict transnistrean? Nu spune nimic în afară de zona geografică. Care sunt părțile în conflict? Și în opinia mea personală, ceea ce numim noi conflict transnistrean, este conflictul între proiectul de edificare a statului Republica Moldova în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională, da? Proiectul, cu interesele geopolitice a Federației Ruse, conflictul este, și interesele rețelei internaționale de crimă organizată. Și în formula aceea în care eu am încercat să vă expun, am o șansă să încerc să o explic, lipsește actorul principal, cetățenii Republicii Moldova. Dacă vă uitați, este site-ul Institutului de Politici Publice, ipp.md, și dacă vă uitați la barometrele de opinie publică din 2004, până în noiembrie anului trecut, vă veți convinge că nesoluționarea problemei transnistrene este pe râs ultimul loc dintre preocupările cetățenilor Republicii Moldova. Prin urmare, este, noi astăzi vorbim despre comemorarea eroilor, practic este o cauză trădată și un război uitat. Cine a profitat de aceasta? Foarte repede, de exemplu, în anul 93, la Tiraspol, a fost creat companie Șerif, în scopul supraviețuirii
economice a Republicii Moldovenești în străine în lipsa recunoașterii internaționale. Și această companie, n-am să vă dau lista celor care, să spunem așa, au dispărut în luptă, a monopolizat cele mai mustoase domenii de business ilegal. Contrabanda cu țigări, cu alcool și cu produsele petroliere. În anul 99 am făcut un mini-studiu din datele care le-am obținut la departamentul VAMAL și din acel studiu a rezultat că doar prin frontiera controlată de Republica Moldova, în stânga Nistrul au fost tranzitate mărfuri accesate într-un volum de 4 ori mai mare decât pe teritoriul controlat de Chișinău. Adică pe cap de locuitor acolo de vreo 20 de ori mai mult revenea și țigări și produse alcoolice. Asta prin frontieră controlată de Republica Moldova. Și evaziunea fiscală era de circa 150 de milioane de dolari. Pe atunci era o sumă foarte serioasă. În situația când Moldova se zbatea într-o criză social-economică profundă și, cum spuneau pensionarii, primeau pensia cu doi caleoși pe un picior. Adică nici nu se plăteau în bani salariile, dar în natură. Oamenii câte jumătate de an nu primeau salariile mizerabile în sfera bugetară. Dar acest business criminal înflorea. Și vreau să vă spun că Mihail Saakashvili, când a fost desemnat în fruntea regiunii Odessa, el fiind o persoană deschisă, a declarat pentru public că Lunar, de la Vama regională Odessa, spre administrația prezidențială de la Kiev, plecau 5 milioane dolari cash. Asta e o nimică toată, asta e un procent mizerabil. Zice lumea că, da, mai este site-ul EUBAM, European Union Body Assistant Mission, unde tot poate fi găsită informația care vorbește indirect despre faptul că așa zisă Transnistria a devenit un hub de contraband, cu implicarea politicienilor de la Chișinău. Deoarece când la Tiraspol, pe adresa juridică, Periulac Truda numărul 7, se înregistrează o companie Energo Capital cu un singur angajat. Și această companie, timp de 3 zile, obține la ANRE, aici la Chișinău, licență pentru vânzarea energiei electrice la preț nelimitat. Și noi începem a cumpăra de la această companie intermediară și plătim, da? Și banii pleacă în offshore-uri. E absolut clar că aceasta s-a realizat în urma înțelegerilor între businessmanii de pe ambele maluri ale Nistrului. Și când pe internet au apărut interceptări cum că ex-deputatul Andronache pleacă la Tiraspol pentru ca să negocieze cu centrala de la Cuciurgan majorarea tarifului la energie electrică pentru ca otcatul să fie mai mustos, ce să mai spui? Da? Cât privește geopolitică despre care nou ne place să vorbim. Incompetența și agentura rusească la Chișinău au determinat impasul în soluționarea acestei probleme. Când eu vorbesc de incompetență, de exemplu, dacă găsiți pe internet site-ul așa zisului Ministerul Afacerilor Externe al Transnistriei, acolo găsiți toate documentele semnate pe durata procesului de negociere. Este o istorie rușinoasă a trădării și a incompetenței. Deoarece, de exemplu, la 16 mai 2001, președintele Republicii Moldova Vladimir Voronin pleacă la Tiraspol și semnează 5 documente, unul dintre care era protocol și punctul 5 din protocolul acela glăsuiește de a examina problema de plată a repatrierilor pentru evenimentele din 92. Contribuție pentru evenimentele din 92. Prin urmare, Vladimir Voronin a plecat la Tiraspol fiind tras pe soară de Igor Smirnov și a semnat documentul din care rezultă că el, președintele Republicii Moldova, considera
că Republica Moldova în anul 92 a comis un act de agresiune împotriva Transnistriei Pașnici. Da? Nimai vorbind că el a semnat acolo recunoașterea tuturor actelor, etc., etc. Asta e o mostră strigătoare la cer de incompetență. Pe urmă, Voronin a încercat să se joace cu Federația Asimetrică. Chiar a fost creată o comisie mixtă pentru elaborarea noii Constituții a Federației Asimetrice. Și foarte repede s-a convins că nu merge nici asta. Și fiind foarte deștept în ghilimele, în august 2003, la summitul informal de la Sankt Petersburg, l-a rugat pe Putin ca acela să contribuie la soluționarea conflictului. Lupul a fost rugat să facă ordine în stâna moldovenească. Și a apărut persoana confidentă a lui Putin, Dmitri Kozak, care în urma diplomației din Navetă a pregătit un document, care noi îl numim informal Memorandum Kozak. Care urma să fie semnat la 25 noiembrie 2003 în prezența lui Putin de către Voronin și Smirnov. Și noi l-am găsit acest proiect pe internet. Aici a început o leac de valuri, pe atunci societatea era mai activă. Inclusiv noi am informat corpul diplomatic despre ceea ce ar putea să se întâmple. Și în noaptea spre 25 noiembrie, mai aproape de miezul nopții, tovarășul Vladimir Voronin a fost vizitat de doamna Heather Hodges, ambasadoarea Statelor Unite în Republica Moldova. Și în urma discuției intime cu domnul Voronin, domnul Voronin a decis să nu semneze memorandumul Kozak. Nu vă imaginați ce fel de scandal a fost. Când slugoiul lui Putin a refuzat să semneze un document care, deci, instituționaliza dispariția statului Republica Moldova și subordonarea ceea ce a fost Republica Moldova intereselor Federației Ruse. Scandalul a fost enorm. Anume, din această cauză, Voronin peste noapte a devenit comunist pro-european, deoarece el pe această cale vroia să se securizeze. Acum el e anti-român, dar eu țin minte cum, parcă azi, la 19 ianuarie 2005, s-a sărutat v zăsos cu Traian Băsescu, care a venit la Chișinău, susțină un comunist pro-european. Ce-i drept, pe urmă, Băsescu s-a pocăit, dar oricum. Da. Deci, nu, glume, dar înțelegeți, cât privește procesul de negocieri. Iată, Voronin a devenit președinte și în februarie 2002, la Bratislava, este instituționalizat formatul pentalateral al procesului de negocieri. Ce înseamnă pentalateral? Chișinău și Tiraspol, chipurile două părți în conflict, mediatori, Rusia, Ucraina și OSCE. Avem 5 laturi, da? Și după consultările din 28 septembrie 2005 de la Odessa, la acest format pentalateral, s-a mai adăugat și Uniunea Europeană și Statele Unite în calitate cu statut de observatori. 5 plus 2. Și atât timp de 20 de ani, eu eram terorizat de jurnaliști, dar ce va fi? Nimic nu s-a întâmplat în afară de trădare. Timp de 20 de ani, a fost 20 de ani de cederi unilaterale din partea Republicii Moldova, ceea ce permite regimului din stânga Nistului să supraviețuiască, în primul rând, din punct de vedere economic. Și să-și bată joc de concetățenii noștri din stânga Nistului. Prin urmare, formatul pentalateral a fost o capcană pentru Republica Moldova, deoarece acolo Tiraspolul spunea doar nu și nimic nu se mișca din loc. În schimb, am o trecem la aspectul economic. Ce înseamnă aspectul economic? La 7 februarie 1996 a fost semnat decizia protocolară cu privire la rezolvarea unor probleme în domeniul vamal. Și iată, acea decizie protocolară este foarte interesantă. Acolo punctul 1 scrie că a. Vor fi lichidate posturile vamale de lungul malului stâng al Nistrului și vor fi create posturi vamale comune
de-a lungul frontierii moldo-ucrainene pe porțiune transnistreană, 452 de kilometri din cele 1222 de frontieră terestră între Republica Moldova și Ucraina. Deci, până în prezent, aceste posturi vamale nu au dispărut. În schimb, a fost realizat alt punct. Timp de 10 zile, Tiraspol obține ștampila vamală cu inscripția Republica Moldova, Vama, Tiraspol. Și s-a pornit acea contrabandă, dar deja legalizată în spațiul ex-sovietic. Până atunci era haos și faza de tranziție, dar când în spațiul ex-sovietic au început să apar frontiere, vămi, etc., etc., clienții din stânga Nistul au început să se confrunte cu probleme. Și iată a apărut această decizie protocolară, din care ei s-au ales cu ștampila vamală, sfidând toate celelalte angajamente. Da? Mai departe, ce s-a întâmplat la 3 martie 2006? Poate ați auzit, iarna tumultoasă 2004-2005, în Ucraina a avut loc ceea ce noi numeam Revoluția Oranj. Și la putere a venit un președinte slab, dar pro-european, în aparență, Victor Iușenko. Și deoarece și comunistul Voronin era pro-european, a apărut adresarea lor comună către Barroso, ca să ajute la instaurarea controlului asupra celor 452 de kilometri de frontieră moldo-ucraineană. Și la 3 martie 2006 a început să funcționeze la frontieră moldo-ucraineană această misiune EUBAM, European Union Border Assistant Mission. Păi ce scandal, ce isterie în Rusia, în stânga Nistrului, blocadă economică, catastrofă umanitară, demonstrație de protest, cam scremute, cam slăbuțe, dar mă rog, din Rusia au fost trimise două convoaie cu ajutoare umanitare. Însă Moscova a înțeles că Ucraina și Chișinău nu cedează și la 18 mai 2006 Igor Smirnov a spus, ei, dacă așa puteți vă înregistrați la Chișinău. Și toți agenții economici din stânga Nistului azi au înregistrare la Camera de Industrie și Comerț, fie provizorie, fie permanente, în calitate de agenți economici ai Republicii Moldova. Și operațiunile de export-import le realizează cu documente vamale a Republicii Moldova, cu certificate de conformitate, etc., etc., fără ca să plătească un ban în bugetul Republicii Moldova. Ce pot să mai spun? În anul 2008, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova posibilitatea de a exporta niște mărfuri, cote, fără taxe vamale. Și respectiv, la acest proces a participat și Malostenc. Și când în 2014, la 27 iunie, Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și acolo inclusiv zona de liber schimb, la acel proces a participat și Malostenc. Și acum ei exportă probabil mai multe mărfuri pe piața Uniunii Europene decât noi cei de pe malul drept. Prin urmare, este un business bazat pe trădarea și corupția și incompetența celor de la Chișinău. Cât privește situația de azi, mult se vorbește despre grupul operativ al trupelor rusești din stânga Nistrului. Pot să spun că în anul 1993, între Rusia și Ucraina, a fost semnat acordul cu privire la colaborare tehnico-militară și în baza acelui acord, Federația Rusă Liber prin teritoriul Ucrainei asigura rotația militarilor în stânga Nistrului. Se întâmplă. Tehnica militară era mutată încolo încoace armamentul, dar după anexarea Crimeei situația s-a schimbat și în anul 2015 Ucraina a reziliat acel acord în mod unilateral și Rusia s-a confruntat cu problema în primul rând a rotației cadrelor.
doar aeroportul de la Chișinău a rămas. Și ca să nu lungesc vorba, astăzi peste 70% din acest grup operativ al trupilor Federației Ruse sunt originari din stânga Nistului, cu cetățenii Federației Ruse, care au ales această cale în simplu motiv, că așa zis, Transnistria este o zonă depresivă și acel contract îți oferă statut social, salariu, nu știu ce acolo. Prin urmare, în acest grup operativ nu prea sunt doritori să lupte pentru Putin, să lupte cu Ucraina sau cu Republica Moldova. Inclusiv după 24 februarie au fost cazuri când persoane au reziliat aceste contracte sau și-au fugit pe malul drept. Inclusiv după 24 februarie anului trecut s-a triplat numărul de persoane care aplică pentru cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistului. Aici ce pot să vă spun? Că la 28 aprilie 2014 noi, cetățenii Republicii Moldova, am obținut regim fără vize în zona Schengen cu pașapoarte biometrice. Și aceasta a impulsionat, i-a motivat pe cei din stânga Nistului să aplice pentru cetățenii Republicii Moldova. Majoritatea absolută dețin cetățenii Republicii Moldova. Pe malul stângal Nistrului este localitatea Parcani. Este cea mai mare localitate în afara Bulgariei populată de etnicii bulgari. Și ambasada Bulgariei de la Chișinău, fără mult zarvă, distribuie acolo pașapoarte de cetățenii ai Uniunii Europene. Ne mai vorbim de faptul că oamenii mai descurcăreți din stânga Nistrului au și cetățenii române și rusească și ucraineane. Pot să vă spun că Vadim Krasnoselski, pretinsul lider, cum îi spun eu, marionetă la pătrat, marionetă și a șerifului și a Federației Ruse, el a obținut cetățenie ucraineană după anexarea Crimeei și zice lumea că și-a procurat 4 apartamente în Odessa în speranță că avea o viață tihnită după ce va termina cu pretinsa președinție, dar iată, n-a mers. Iar soția lui, Svetlana, are cetățenie română. Deci, scuzați-mă de detalii tehnice, eu dorm într-un pat cu agentă NATO. Deci, da, despre aspectul economic eu am spus că toți agenții economici, fără ca să plătească impozite, deci se prezintă în calitate de agenți economici ai Republicii Moldova. Privatizările în stânga Nistrului, de exemplu, centrala de la Cuciurgan, a fost declarată, privatizată de către companie InterRAOS din Rusia. Și dacă vă uitați pe site-ul InterRAOS, găsiți acolo pagina «Inostranne active за рубежом» și «Кучурганская ГРЭС» este proprietatea InterRAOS в Приднестровской Молдавской Республике. Dar totodată, Agenția Proprietății Publice de la Chișinău mi-a oferit mie lista obiectivilor din stânga Nistrului care constituie proprietatea Republicii Moldova, inclusiv centrala de la Cuciurgan. Ne mai vorbim de celelalte întreprinderi, cum ar fi uzina metalurgică, etc., etc. Deci este banditism realizat în primul rând de Federația Rusă și nu numai. Aici eu pot să vă spun că astăzi ucrainenii sunt antiruși. Ei luptă pentru supraviețuire, ei ne protejează și pe noi pe această cale. Dar unde și-a găsit bătrânețea tehnită acel Igor Smirnov, care era agent rus? Da? El trăiește în suburbia luxoasă a orașului Odessa, Sauvignon se numește, acolo unde casteluri așa impunătoare. Și mulți din stânga Nistrului, deci, și-au găsit refugiu în Ucraina. Explicația este foarte simplă. Corupție. Prin așa zise Transnistria, s-au făcut miliarde și miliarde de dolari. Eu nu exagerez, poeziile stau mai slab, am fost inginer sovietic. Prin urmare, conflictul n-a fost soluționat în simplu motiv că la Chișinău lipsea voința politică, iar agentura rusească, dacă vorbim de exemplu Igor Dodon, la 26 mai 2013 la Chișinău s-a desfășurat conferința internațională cu privire la soluționarea conflictului transnistrian prin federalizarea Republicii Moldova. Și timidul deputat Igor Dodon a venit la mine la institut unde eu lucram și mi-a înmânat broșurica cu conceptul de federalizare a Republicii Moldova.
La 15-17 ianuarie 2017, Igor Dodon a avut prima și ultima vizită oficială la Moscova. Și în urma acelei vizite, în ziarul Izvestia, pe data de 18 ianuarie 2017, a fost publicat un comentariu de o doamnă, Tamara Guzinkova, care era director adjunct al Institutului de Cercetări Strategice din Federația Rusă. Și acele comentarii sunt strigătoare la cer, în sensul celor că ele explică foarte tranșant ce angajamente și-a asumat Igor Dodon în urma acelei vizite la Moscova. Și anume, acolo era așa o formulă că prioritatea absolută este soluționarea pentru Rusia. Soluționarea conflictului transnistrian în baza memorandumului COSAC. Inclusiv erau rânduri. Dacă la Moscova cineva, la Chișinău cineva va încerca să amăgească Rusia, n-are decât să ține cont de experiența pe care a trăit-o Georgia și Ucraina. Deci e vorba de 2014, anexarea Crimeei și Donetsk și Lugansk. Georgia cu Osetia de Sud și Abhazia. Prin urmare, Dodon, cât a încălzit fotoliul de președinte, era agent de influență a Federației Ruse și să nu uităm că la 2 februarie 2014, în autonomia găgăuză, a fost realizat un referendum ilegal, la care promovarea cărui activă a participat și Irina Vlah și Igor Dodon. Și în urma acelui pseudo-referendum, în zona de sud a Republicii Moldova, urma să fie proclamată Republica Bugeac, cu participarea raionului Taraclia și localităților de regiune Odessa, populate preponderent de găgăuși. Și în stânga Nistului erau realizate sondaje cum ei privesc la intrarea în componența Rusiei, ceva de tipul ăsta. Adică aici Republica Moldova, deci astăzi, are majoritatea problemelor care sunt determinate anume de faptul că guvernările precedente doar au mimat preocuparea de așa zisul conflict transnistrian și a fost o istorie tristă de trădări și business murdar. La 16 noiembrie 2005, ex-prim-ministru Republicii Moldova Vasile Tarlev cu domnul Călin Popescu Tereceanu, ex-prim-ministru a României, au semnat scrisoare comună adresată lui Barroso. Iată, dați-ne bani să construim linia de tensiune înaltă, Isaccea, Vulcănești, Chișinău. Vă imaginați, asta a fost în 2005. Noi astăzi suntem în anul 2023 și poate în vreo 2 ani vom avea această linie de tensiune înaltă. De ce nu s-a realizat această interconexiune? De ce e că Rusia nu permitea? De ce e că la 22 iunie 2007, la Novogoriovo, Voronin a plecat, a avut o discuție cu Putin timp de 3 ore și în urma acelei discuții, centrala de la Cociurgan a obținut licență pentru exportul energiei electrice în România și în insule Virginia, în Marea Britanie, a fost înregistrată companie offshore, East Energy LTD, ceva de, care a devenit companie intermediară. Cui trebuiește soluționarea conflictului care aduce milioane? Asta în situația când în stânga Nistului este instaurat un regim banditesc, autoritar, unde este sfidată noțiunea de drepturile omului, unde procesul de rusificare e mult mai brutal decât pe timpurile sovietice. Da, populația, așa zis, și Transnistriei s-a redus în jumătate, în comparație cu 89. Acolo sunt 140.000 de pensionari, restul îmblă în uniformă militară, dar, iată, ok, eu vorbesc prea mult, trec la ceea ce se întâmplă azi. Așa, pericolul militar din partea grupului operativ este unul exagerat. El poate să devină un factor cât de cât real, doar în cazul dacă Federația Rusă se va ruina frontul și rușii vor avansa în zona de sud. Atunci
Führerul de la Moscova poate să le ordone să lovească în spate Ucraina de pe teritoriul Republicii Moldova. Și de ce Ucraina este iritată, că este nevoită să mențină niște unități militare în zone pentru a anticipa riscurile. Pot să vă spun că atunci când armata rusească a ocupat insula Șerpilor, atunci când la 26-27 aprilie anul trecut cu rachete au fost distrus podul peste liman de la Zatoka, era evident că se pregătește un desant prin Basarabia de Sud, cu ieșire la iubita noastră Găgăuzie, unde la mitinguri se striga că armata rusească va fi întâmpinată cu 3K, Căvârma, ca urmaș, ca Berne. Nu, asta e realitate, concetățenii noștri. Da? Și cu ieșire la iubita noastră Transnistria, ne mai vorbim de faptul că atunci când la Moscova ceva declară Lavrov sau Maria Zaharova sau cineva, cei ce numim noi coloana a cincea aici în Republica Moldova, imediat începe să atace guvernarea, în special doamna președinte Maia Sandu. Uitați-vă pe site-ul gaguz.info, pe cât de obraznic Irina Vlah o atacă personal pe doamna Maia Sandu. Coloana a cincea, ultimul timp, insistent promovează ideea că Maia Sandu înseamnă război. Și pot să vă spun că sondajul realizat de Institutul de Politici Publice în noiembrie anului trecut dă niște cifre foarte triste. 66% consideră că doamna Maia Sandu trebuie să plece la Moscova și să aducă gaz ieftin în urma negocierilor cu Putin. 17% consideră că Putin în Ucraina apără așa zisele republici, DNR și LNR. 15% consideră că Putin luptă cu nazismul în Ucraina. Vă dați seama, asta e o treime din concetățenii noștri. Da, noi putem să spunem că ei sunt săraci, că ei sunt agramați, că ei sunt cei în vârstă, că preponderent vorbitori de alte limbi, dar ei sunt concetățenii noștri. Și, deci, ca să închei vorba, vreau să spun câteva momente, nu ca să mă laud pe mine. Societatea civilă nu a fost indiferentă față de existența acestei probleme. Când eu spun societatea civilă, eu fac o remarcă că eu nu cunosc definiția canonică a societății civile. E vorba de ONG-uri, jurnaliști, deci, mă rog, inclusiv în anul 2000, când eu am devenit director de programe la Institutul de Politici Publice, responsabil de conflicte regionale, eu am fost primul care a început să studiez această problemă sub aspectul intereselor realizate de, prin intermediul așa zisului conflict. Și la colțul străzilor Ismail Ștefan cel Mare este clădirea cea de sticlă, unde un oricare Ion Sturza, dacă îl mai țineți minte, avea un birou după ce a pierdut funcția de prim-ministru și eu mă duc la el să mă consult. Domnul Sturza, că noi vrem să realizăm un studiu cu privire la aspectul financiar al conflictului transnistrian, de el îmi spune mie, domnul Antoi, nu vă complicați, iată alături este clădirea băncii. În fiecare săptămână vine mașina din Transnistria cu saci de dolari însoțită de polițiștii moldoveni. Da? Cu privire la ziua de azi, de comemorare a celor care și-au pierdut viața, sănătatea, etc., îi comemorăm. Și societatea civilă n-a fost indiferentă și în anul 2004 noi am lansat ceea ce se numește strategie 3D. Demilitarizare, decriminalizare și democratizare. Inclusiv noi cu entuziasm am lucrat asupra unui document, nu știu dacă poate fi găsit pe internet sau nu, și odată chiar Voronin, după întâlnire cu Iliescu, nu știu, la cadrul unei întâlniri cu Iliescu, a fost întrebat de jurnalistă română, dar cum aveți de gând să soluționați conflictul transnistrian? Și Voronin a spus,
Păi este strategie 3D. Mai mult, la 16 mai 2005, Iușenco, fiind ales președintele Ucrainei, dorea să devină și el o persoană importantă la nivel regional și la Vinița a fost lansat ceea ce se numea Planul Iușenco. Un plan slăbuț, irealizabil, dar acel plan presupunea că Parlamentul Republicii Moldova adoptă o lege în care deci, sunt stipulate principiile de bază de soluționare a conflictului, statutul juridic special. Și la 10 iunie 2005, Parlamentul Republicii Moldova adoptă hotărârea numărul 117 cu privire la demilitarizarea și democratizarea Transnistriei ca precondiție pentru desfășurarea alegerilor democratice sub control internațional. În stânga în istorie, vedeți ceva. Da. Și la 22 iulie 2005 a fost votată acea lege cu privire la principiile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului. Noi am participat la elaborarea, noi, cei din societatea civilă, și legea a fost votată quasi unanim, mi se pare că doar o singură persoană s-a abținut în Parlamentul Republicii Moldova. Rușii erau deranjați de această lege, deoarece ea stipula niște linii roșii, dar așa a fost, entuziasmul și joncțiunea între societatea civilă și comunistul pro-european Vladimir Voronin, care pe atunci se temea mortal de Putin și de ce a semnat și IPAP-ul, Individual Partnership Action Plan, cu Alianța Nord-Atlantică în 2005, și așa mai departe. Dar acest parteneriat a murit și în prezent situația arată în modul următor. Din momentul când armata rusească este oprită în Ucraina, Rusia a pierdut orice control asupra așa zisei Transnistriei. Da? Așa zisă Transnistria este izolată și aici prefaceți-vă că nu auziți nimic, dar dacă ucrainenii lovesc în doi timp și trei mișcări, împrăște acest grup operativ că ei, spre deosebire de noi, au motivație. Dar noi despre lucrul ăsta nu pomenim, deoarece Ucraina respectă Republica Moldova și nu întreprinde nimic unilateral. Ei, cu judecătorul Ceaus a fost acolo, dar mă rog, da, așa niște devieri. Da. Și cei de la Tiraspol sunt foarte prudenți și pe toate căile posibile sublinează că ei nu se implică în nimic, dar aceasta nu, adică cum, vreau să spun, trec la altceva. Astăzi noi avem pe doamna Maia Sandu președinte, partidul PAS are majoritate confortabilă și guvern care îl schimbăm când vrem. Da. Și apare întrebarea, dar ce întreprinde PAS pentru că această problemă să fie soluționată în nou context, când Rusia este izolată? Deocamdată eu pot să vă spun doar următoarele, că noi promovăm o politică, asta nu înseamnă că eu sunt de acord, dar după 24 februarie 2022, țineți minte, a apărut sloganul Moldova pentru pace. Noi nu știam ce va fi. Eu pot să vă spun că erau planuri reale de ocupare a Moldovei, asta în cunoștință de cauză, că tancurile rusești nu s-ar fi oprit dacă Ucraina ar fi căzut. S-ar fi oprit la Prut. Da, dar Moldova pentru pace și acum noi promovăm o politică, să spunem așa, prudentă, în ideea că Putin nu va învinge Ucraina și când acest lucru va deveni evident pentru toată lumea, va veni momentul pentru soluționarea conflictului. Vreau să vă spun că aici sunt câteva componente, de exemplu, exemplu cel mai nemilitarist. Da? Fondul nostru social este în deficit. Da? Noi din buget completăm, deoarece... Da. Dar în stânga Nistrului sunt 140.000 de pensionari.
Noi reîntregim Republica Moldova. Înseamnă aceasta că noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea și pentru încă 140.000 de pensionari. Dar printre acești pensionari sunt pensionari ai structurilor de forță. Din stânga lor tot le plătim pensia pentru faptul că ei au slujit acel regim și și-au bătut joc de concetățenii noștri. Da? Aici trecem la problema costului reîntregirii. Noi de-abia acum, eu fac o leac de puș, de-abia acum începem a ne gândi asupra acestor aspecte. De exemplu, în stânga Nistului sunt atâția elevi, atâția studenți, atâția profesori. Dacă noi reîntregim țară, înseamnă că trebuie să acești profesori din stânga Nistului să treacă prin niște cursuri cu nu știu cum, deci ca ei să fie capabili să predea în baza curiculei Republicii Moldova și să Republica Moldova să fie un stat integru, mental. Deoarece la aniversarea 30-a de la reunificarea celor două Germanii, doamna Merkel a spus că reunificarea celor două Germanii încă nu s-a încheiat. Deoarece când vă uitați cum în Germania se votează pentru partidul Alternativă pentru Germania în teritoriile foste RDG și în restul teritoriului Germaniei, vedeți un contrast evident. Acest partid ia un scor dublu pe teritoriul foste RDG în raport cu restul țării. Dar la noi situația e mult mai complicată, ținând cont de rusificare, de spălare creierilor, de etc., etc. Da, acesta nu este un conflict intern, este un moment fundamental. Dacă cineva ar fi evaporat pe acești pacificatori și posturile vamale și pichete de graniceri din stânga Nistrului, de-a lungul Nistrului, nimeni nu s-ar fi repezit reciproc să se ucidă. Nu e conflict interetnic, nu e conflict interconfesional. În 2007, eu încă eram acceptat pe malul stâng și am fost invitat insistent la o pretinsă conferință și eu în fața camerelor de luat vederi le-am spus că eu sunt cetățean al Republicii Moldova, prin urmare Igor Smirnov al vostru, nu e președinte, ci e criminal de stat, asta i-am spus la Tiraspol. Și zic, voi toți luați la oaltă, n-aveți motiv pentru vreun statut juridic special. Fiecare din voi are trei alternative. Prima, să studiați Constituția Republicii Moldova și să deveniți cetățeni loiali ai Republicii Moldova. A doua, să plecați. Și a treia, dacă nu vreți să plecați și nu vreți să fiți cetățeni loiali, să studiați codul penal al Republicii Moldova. Și lucrul ăsta eu l-am spus la Tiraspol, în fața camerelor de luat vederi. Nu m-a ucis, coniacul am servit de rând cu lumea. Și eu până în prezent n-am motive să renunț la această abordare. Cu 3D și cu faptul că aveți de ales între Constituția Republicii Moldova și codul penal. Deoarece ei depind de noi. 100%. Și aceasta înseamnă că ce? Tu trebuie să negociezi? În spatele lui Krasnoselski stă șeriful și Federația Rusă, care nu poate ignora. Haideți să ne amintim de 24 februarie 2019, alegerile parlamentare în Republica Moldova, când în urmă înțelegerii între Plahotniuc și Gușan de la șerif, din stânga Nistrului au fost transportate 36.000 de persoane, fiecare au primit câte 400 de lei ca să voteze așa cum le-a indicat Plahotniuc. Asta ce e? Conflict intern? Asta e cârdășie între bandiți. Au fost timpuri nu prea îndepărtate când în instituțiile de învățământ superioare de la Chișinău învățau câte 4.000 de studenți din stânga Nistrului. Erau grupi întregi din studenți din stânga Nistrului, inclusiv copiii oficialilor suspuși de la Tiraspol. Erau niște site-uri deschise care au fost închise după ce idiotul și de Șefciuc a devenit președinte. Unde lumea discuta unde e dentistul mai bun la Chișinău, deci unde, deci, da. Acesta nu e conflict intern. Asta e conflict înghețat artificial pentru ca să meargă business-ul cu contrabanda și pentru ca, deci, să fie satisfăcute mofturile Federației Ruse. Acum situația s-a schimbat.
Și acum voi, în calitate de cetățeni Republicii Moldova, trebuie să formulați întrebări incomode pentru guvernare, adică pentru noi, ce avem de gând să facem cu acest conflict. Deoarece aceasta tot este o problemă. Da, din câte eu știu, Uniunea Europeană nu pune condiția soluționării acestui conflict pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Dar asta deloc nu înseamnă că noi nu purtăm responsabilitate morală și politică pentru ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului.